ne-am întors în linia întâi, invitat Radu Botez, viceprimarul Iașului, președintele filialei municipale ALDE. Bun, întrebarea e, și ați atins-o un pic în prima parte a emisiunii, cum se va comporta politic Mihai Chirica? Ce va face campania asta? Ceea ce va fi la prezidențiale, la locale, vom avea timp să discutăm. Cred sau că ce credeți că va face? Că cred că puțin, nu știu dacă termenul corect este riscând sau apărând prea mult în față, dânsul s-a poziționat foarte clar alături de acel candidat independent, pro-unire, Simion. Da. Și, păi a strâns semnături, sigur, l-a primit pe la primărie. Sigur, adică această expunere va avea elemente pozitive, elemente negative în urma acestor alegeri. Bă, da, pe de altă parte nu e riscant. Dacă obține, nu știu, un scor mic, 3, 4, 5% acest candidat, nu e riscant și pentru că lumea va spune, poate de că și adversarii săi politici, dar uite, domnule, n-are tracțiune. Da, depinde cât va obține în municipiu și în județ, pentru că respectivul în județ, să zicem, a da. Fost destul de vizibil inclusiv în București, cu corturi, cu a apărut destul de vizibil și la București și la Cluj. Dar știți cum e? Deci a strâns de peste tot semnături. Dacă ești vizibil pe garduri, să mă exprim așa, ba chiar și la televizor, aș spune, asta nu se transformă automat în voturi. Adică trebuie să mai ai consistență, trebuie să te știe lumea, trebuie să mesajul tău să ajungă la public, să convingă. Vom vedea ce va fi după aceste alegeri. La Iași va fi o primăvară cât se poate de plină, pentru că după alegeri, săptămâna următoare, va veni Papa. Deci va trebui cu toții să uităm repede de alegerile europarlamentare. Deci va fi chiar, da, în cumva. Sâmbăta următoare, peste 5 zile, va veni Papa. Noi acum suntem în plin cu organizarea acestui mega. Duminica sunt alegerile. Și sâmbătă vine Papa. Luni, marți, până se numără, apar reacțiile, nu știu ce, până pe miercuri. Pe joi începe lumea un pic să se mai liniștească după săptămâna sau după campania atât de încrâncenată. Cred că va fi o campanie dură. Și top, la sfârșitul săptămânii, loc lumea să se relaxeze, să odihnească, va fi un eveniment deosebit, mare. Care probabil nu s-a întâmplat niciodată până acum și cred că va fi greu să mai întâmple încă o dată în următoarea sută de ani. Da, deci va trebui așa să-l... Da, Iașul, eu cred așa că de în ultimii 3-4 ani a apărut cât de cât pe harta Europei. De data aceasta va apărea pe harta mondială. Uitați că n-avem... Vor ști de Iași și cei din Asia și cei din America corect, de Sud. Corect, vor afla. Deodată Iașul va fi să vedem un oraș cum important. Cum îl vor scrie cu câți de Y? Da? Cei de afară, care chiar nu europeni, nu va nu contează, conta, nu? Palatul Culturii va rămâne în mintea tuturor, celor care vor vedea la televizor chiar doar știri scurte despre vizita Papei la Iași. Eu știu destul de bine Europa, mergând în toate capitalele europene și nu prea mai există o asemenea clădire în centrul unui oraș. Avem o primărie frumoasă la Anver, bineînțeles primăria din Viena, piața mică din Bruxelles, dar amploarea palatului și faptul că am reușit mai mult sau mai puțin să-l păstrăm ca fiind neînconjurat de multe alte clădiri, este un element întrebare complet deosebit. Și acum ne dăm seama, domnule, nu avem o piață mare în România, că piața Palatului, scuzați-mă, dar încă e la ceea ce va fi, spun cei din există o organizare destul de... 100-150.000 de oameni. Nu știu dacă vor fi chiar atâția, poate vor fi mai mulți, habar n-am. Dar eu stau și mă întreb unde în cap. Eu mi-aduc aminte în 90, când a venit Iliescu pe la un meeting, se spunea că au fost 100.000, păi zona era plină, chiar erau și pe străduțele laterale, adică, nu știu, cred că era jumătate de Iași. Așa este prognozat. Aveau 90%. Dar stau și mă întreb cum va arăta zona aia, unde va încăpea atâta așa lume. Așa este prognozat și acum. Vor fi probabil în jur de între 30 și 40 de mii de persoane care vor avea vedere directă, fizică, către Papă. Adică vor fi către piață. Papă, probabil da, că cei care rest... deja și-au, că am văzut că Episcopia Romano-Catolică și-a anunțat că au strâns, au adunat de la parohiile lor din Moldova cam 35 de mii de
Da. Vor fi zone, sunt deja stabilite pe culori, cu litere, zone în care vor fi amplasate ecrane. Vor fi ecrane și în cartiere, vor fi ecrane în Alexandru, în Tătăraș. Mă refer strict la zona aia, că acolo va fi centru. Acolo noi prognozăm că lumea va sta undeva de după finanțe înspre fostul Hotel Europa, de acolo până în zona podului Roș și sigur pe pietonal până spre Gulliver. Mai ales că cel puțin în varianta actuală Papa va veni din această zonă de pe pietonal dinspre Biserica Catolică. Da, de acolo de lângă Mitropolie, din fața primării. Da, eu cred că zona aia va fi înțesată. Da, încă o dată, ne dăm seama. Oricum va fi, este un eveniment deosebit. Nu avem o piață de 50.000, 70.000 de oameni. Asta e o problemă. Nici Piața Unirii tot e câte 15.000, 20.000. Mai mică, da. Dar este un eveniment deosebit. Noi îl tratăm cu seriozitate din punct de vedere administrației. Chiar astăzi a fost o discuție și cu primarul. Și primarul a avut această discuție cu toți consilierii, indiferent de culoare politică. Refacem vizând ce? Vizând un parteneriat pe toate planurile în ceea ce privește vizita papei. Bun, și aici fără aici să facă referire. Aici nu cred că vor fi, nu cred că cei din PNL sau cei din PMP. Au fost, dar știți cum e? Vor fi critici, vor fi inclusiv din partea presei, dacă primarul sau cineva din primărie va încerca să se lipească așa ca marca. Ok, vine, dar... Nu, cel puțin în varianta actuală. Nu-i meritul primăriei Iași că vine... Da, e cel al orașului, poate că și al președinției, că nu știu cine e, al guvernului, habar n-am. Cel puțin în varianta actuală, singura sau singurele două persoane care pot eventual să fie cât de cât lipite de papă, sunt, dacă vor veni, președintele și soția. Dar nu deci, cred. Ați auzit dacă că vor veni, eu nu cred. Există... Poate vor fi, nu știu, prin Ardeal. Nu știu, eu cred că nu vor veni. Blaj, în rest, cei mai apropiați de papă vor fi cei din mass media. Dacă papa va veni, ar fi venit doar la Iași, da. Atunci da, sigur, cu siguranță președintele, adică asta e, n-am informații, dar asta e părerea mea. Nu, nici eu, deocamdată nu există nicio claritate. O zi se duce în Ardeal, nu știu, probabil că... Nu... Cert este, va fi un eveniment deosebit, de aceea... Suntem pregătiți ca... Da, să știți ca că... logistică. Păi am să facă, că sunt 5 km de garduri metalice. Să facă, da, nu, sunt 5... Se doresc ca fi 4.000 de bucăți, iar cel puțin deocamdată avem sub 1.000, dar gardurile acestea se aduc de la celelalte jandarmerii, de la celelalte administrații. Oricum nu este obligația noastră, este obligația jandarmerii, dar și noi concurăm, noi avem și noi aproape 1.000 ale noastre, concurăm la acest lucru. S-a discutat modul în care aceste zone, pentru că aceste zone vor fi închise, persoana care va intra într-o zonă nu va mai putea ieși, nu va putea intra cu apă, nu va putea intra cu mâncare, cu umbrele, cu absolut nimic, vor fi permisele de intrare, biletele de intrare vor avea o cod de bare sau QR cod pe fiecare. Adică se va intra ca la, nu știu, ori ca la aeroport, ori ca la stadion. Ca la aeroport, în sensul în care acel cod va deține datele, pe acel cod, imediat se va ști ce persoană va intra cu CNP în codul respectiv. Deci va fi un control foarte, foarte strict. Deci nu va fi normal. Aici cred că nimeni n-are de comentat că, domnule, va fi un control. Asta e. Da, iar în afară se pot întâmpla multe, e foarte sigur. Bine, atât timp cât n-ai nimic de... În afară de partea logistică, ați văzut că există această reamenajare a parcului din fața palatului, unde acolo e vor fi... Discutabil ce nu, s-a chiar, făcut. Chiar cred că nu. Da? Deci e bine că s-au tăiat brazii aia? Avem poze cu brazii înainte de tăiere și în afară că tulpina era verde, erau semi-uscați. Dacă pentru tot că... ați deschis subiectul, ok, eu de exemplu... La Calatea a fost extrem de critic de ferm aici. Să încheiem pe tema asta subiectul. Da. În afară că brazii erau complet, n-aș putea zice neîntreținuți, dar suferinți din cauza verilor călduroase la noi și sigur erau semi-uscați acei brazi, cel puțin nu aveau coroana corespunzătoare. Acum s-a făcut instalație de irigație pe toată zona. Se plantează anumite
Flori, sigur, majoritatea vor fi galbene pentru venirea papei și anumite tufișuri până la 80 de centimetri, până la un metru înălțime. Adică există un proiect avizat de Ministerul de Agenția de Mediu, avizat de cei de la Monumente, proiect realizat de arhitecți. Da, adică nu este nimic lăsat la întâmplare. Știți care e obiecția mea principală? Bun, ok, asta e discutabil cu brazii. Mă rog, da. Din ce am văzut, unii erau chiar sănătoși și e păcat să tai. Avem poze cu fiecare. Era sănătos. Toți erau, în momentul... toți erau nu, de ras erau de acolo. Erau 5 brazi, okay. Deci nu erau... Da. Având în vedere că acum 3, 4, 5 ani s-a întâmplat ce s-a întâmplat pe Ștefan cel Mare, cu Tei, unde a fost, acolo a fost un măcel. De ce primăria n-a învățat din acel episod? Adică să iasă cineva din primărie, primarul, da? Că el e, să spună, domnule, uite, săptămâna viitoare sau la săptămânii se va întâmpla asta, zona va arăta așa, vor fi două etape, prima, pentru că îi vine papa și punem așa cum spuneți acum. Adică de ce trebuie să aflăm după? Sigur, pentru că probabil primarul... I-a fost frică? De ce? Nu, cred că primarul... Se lega cineva cu lanțuri avut, de cred brazi? Cred că primarul a fost... nu, nici gând, dar cred că primarul a avut de ales între a fi înjurat înainte și a fi înjurat după. Și a ales fi înjurat după. Pentru că orice ai încercat să faci în oraș, sigur, există o parte contestatară, mai mult sau mai puțin atițată de câțiva lideri care, sper eu, în viitor vor deveni anonim politic. Dule, Botez, și care, nu-i chiar așa, dar ok, ca politician și care și nu ca au făcut nimic până acum pentru oraș, văd numai partea goală a paharului de fiecare dată. Bun, este foarte greu să întrebi de fiecare dată văzut, când vrei să amenajezi ceva. Credeți că faza aia cu tăierea Taylor a fost inspirată? Nu, a fost o greșeală. Ca dovadă în toate punctele de vedere. Au reapărut, sigur. Bun, de a mai fost o greșeală dimensiuni. Mare de tot păi, la ora respectivă și sper să nu se mai repete așa ceva, dar repet, este total altceva. Dar vedeți și critica asta virulentă, uneori agresivă, nici ea nu cred că și-are locul atâta timp cât nu ai reușit prin niște alegeri să ajungi într-o poziție de decizie. Aici nu e vorba decizie. De... Vă referiți la reacții din nu, mă politică. Refer, iarăși politică. Uite, eu, de exemplu, am și criticat pe Facebook și voi critica. N-am niciun interes, pentru că nu candidez. Nici nu mă voi înscrie într-un partid, nici nu voi candida în viața asta. Nu mă văd politician, deși văd că e o modă acum cu ziariști care se intre în politică. Nu mă interesează. Dar, domnule, hai să fim transparenți. Asumă-ți că ești primarul Iașului, spune că... cumva, mai ales zona centrală. Spune da. Cum va arăta. Vă spun eu cu transparență acum că va fi reamenajat complet sensul giratoriu din fața gării. Pentru că am considerat că vor veni pelerinii, mulți pelerini vor veni cu trenurile, sigur vor deci, fi trenuri speciale. Acolo va fi, și, bun, dar ce înseamnă asta? Va fi chiar este un sens giratoriu? Proiect, sau? Este și acum sens giratoriu. Dar nu văd care gării, problem acolo. Adică și este un proiect, iarăși gestionat de arhitecți, cum a fost cazul și aici, pentru reabilitarea zonei respective. Se poate face atât de repede cât timpul nu mai e. Da, se poate. Cum vedeți, astăzi s-a adus pământ și în fața primăriei și cel puțin partea aceasta de spații verzi, dânșii ne-au asigurat că cel târziu săptămâna 15-20 și nu știu cât mai toate aceste flori, toate aceste vor fi toți la aceștia punctul buși, maxim, nu? Vor fi la punctul maxim. Dar spuneți-mi în fața gării că și acolo e un punct important. Cum va arăta zona sau ce o să se întâmple? Va fi o zonă verde. Noi ne axăm în principal în aceste zone și este cazul și în fața palatului, pe, poate terminul chiar e corect, montarea de gazon, în sensul în care, știți, vin rulouri de gazon, da, deci care ca pe stadion, el da. Într-o perioadă destul de scurtă sunt cumva funcționale, gazonul deja prinde rădăcini și în majoritatea zonelor punem aceste rulouri și din punct de vedere a absorpții prafului din aer, pentru că la ora actuală avem foarte multe zone în oraș care sunt catalogate ca fiind zone verzi, mai ales zone care ar trebui să fie întreținute de asociații de locatari, deci tot ce vedeți între blocuri, dar ele nu sunt zone verzi pentru că nu sunt întreținute ca zone verzi. Și avem un întreg program în acest sens de a moderniza zonele respective în sensul în care va fi covor de gazon. Problema care o avem mai departe, sigur fiind aceea că noi nu avem capacitatea
de a tunde vara, de exemplu, acest gazon o dată la 5 zile. Și atunci totdeauna am încercat și încercăm în continuare să cerem concursul asociațiilor de locatari. Ați văzut și săptămânile trecute a fost un program prin care primăria punea la dispoziție greble, hârlețuri. Și cum merge? Interesată? Unii mai puțin. Ne așteptam la o cerere mult mai mare. Că nu știi dacă s-a terminat iarna. Da, dar pe de altă parte și puțină mișcare sâmbăta, duminica în jurul blocului ar face bine la foarte multă lume. E adevărat, dar mai e o problemă și care nu văd cum va fi rezolvată, cea parcărilor din cartier. Adică avem primele două proiecte în tot orașul, la ora actuală. În tot orașul e o problemă cu parcarea, dar eu văd la mine acolo în tot orașul. Adică dacă vii cumva după 5 după amiază sau loc. După 6 seara, pur și simplu nu mai ai unde. Și atunci avem primele parcări în zona Dacia, în partea aceea parcări supraetajate. Vom vedea cum va funcționa asta, acest unde? Lucru. În piața Voivozilor sau unde? Nu chiar în piață. Sunt două locații în partea respectivă de oraș. Ne dorim acea parcare supraterană între Policlinica Mare și Spitalul Spiridon, în zona respectivă. La ora actuală parchează acolo taxiurile, avem vreo 3.000 de metri pătrați. Chiar astăzi am discutat despre Mare și Spiridon. Acolo e o zonă mică. Nu, putem face o parcare la nivelul policlinicii, deci nu depășim, și parcarea actuală, zona actuală, are 3.000 de metri pătrați. Pe 1.000 de metri pătrați pot parca 40 de mașini. Pe 1000 de metri. Deci vă dați seama, spunem că nu reușim pe 3000, pe 2000 avem 80 de mașini pe nivel, deja scăpăm de toate mașinile din fața policlinicii. Gândiți-vă că nu vom mai avea mașini în fața policlinicii. În fața policlinicii sau în lateral? În lateral, în față, nu și-ar permite nimeni. Da, avem în continuare... Dar am văzut parcarea, am văzut un proiect care mi se pare interesant, nu știu de ce nu s-a făcut până acum sau n-a început, cel din față de la OMF. Astăzi am discutat din nou despre parteneriatul. Eu cred că nu, acolo sigur nu va ieși niciun scandal. Dacă se va săpa sau dacă există numai, un proiect numai să se termine repede, adică dacă va fi o groapă acolo 5 ani, 8 ani nu-și mai permite probleme. Nimeni la ora actuală nici financiar să facă așa ceva. Problema acolo destul de mare va fi ce vom găsi în momentul în care vor începe aceste semnături. Deci sigur este o zonă cu hrube, cu tot felul de alte lucruri și este destul de neclar ce vom găsi dacă în momentul în care săpăm vom putea... Nu se știe dinainte de când avem, nu știu, arheologi specialiști. Există documentații pe zonă. Acum știți cum e, dacă știi că te apuci și acolo dai, s-ar putea să blochezi, să stăm iar cum am stat la hală cât 8 ani, 10 ani, păi nu știu, mai bine n-o facem. O să vedem, pentru că acolo este un proiect de parcare subterană de pe două etaje plus o bibliotecă tot în subteran pentru facultatea, pentru UMF. Deci un proiect major. Dar parcarea va fi a UMF-ului sau o parcare publică? Sau parcarea a orașului? Ce nu-mi e clar. Locația respectivă, terenul respectiv aparține municipalității. În funcție de finanțare și de discuții, sigur va fi... Nu, e clar că și UMF-ul va avea, nu știu, un spațiu, cel un loc puțin acolo. Jumătate din acea parcare, okay. Cum dorim și sunt dar convins locuri, că vom începe... Câte locuri ar putea fi? Locuri de parcare? Câteva sute? Toată acea... Da, sigur, v-am spus, numai pe 1000 de metri pătrați, iar acolo avem sigur vreo 6-7000 de metri pătrați. Numai pe 1000 de metri pătrați e încă 40 de mașini. Un loc de parcare ocupă cu tot cu cota din căile de acces 25 de metri pătrați. Cu tot cu cota din... Bun, deci cam câte ar putea fi? Că mi-e greu să fac un calculat. Deci eu cred că acolo am putea să avem în jur de vreo 150, maxim 200 locuri de parcare în zona respectivă. Ceea ce, sigur, ar însemna că toate mașinile în zona puțin? UMF-ului... De ce așa? Atât de puțin? Păi n-avem decât două etaje subterane și în funcție și de ce găsim, s-ar putea să existe zonă în care să spui că, uite, aici trebuie să punem un perete de sticlă să păstrăm... ceea niște ce am vestigii, găsit, niște vestigii. Da, lucrurile nu sunt clare în Iași din cauza acestor monumente. Spuneți-mă acolo, în Piața Unirii, nu în Piața Unirii, spre Cinema Victoria. Da. Nu se poate face parcare? Ba da, și acolo avem... Adică, nu știu, o parcare supraterană, nu, ori subterană, ori, nu știu, gândit, da, ideile, poate ideile... Pentru că în centrul orașului ai nevoie de
parcări, chiar dacă se va face la UMF, tot, sigur, tot nu va fi suficient. Ideile noastre sunt acolo și sigur și primarul își dorește acest lucru. Noi am vedea demolarea actualului cinematograf Victoria, realizarea unei parcări subterane pe două nivele, parcare care se cuprindă și zona actuală de parcare din fața blocurilor, care va rămâne o zonă după aceea, o zonă verde, o zonă de parc, și realizarea unei alte construcții cu o sală de 1000 de locuri, mai ales UMF-ul își dorește o astfel de sală să o aibă, să o închirieze pentru congrese și sigur cel puțin încă 1-2 etaje cu săli mai mici. În locul cinematografului. Deci și de sub o parcare pe două niveluri, sănătoasă. Da, după care o sală mare de conferințe și sigur mai apoi săli mai mici la următoarele două etaje, păstrând în două dintre aceste săli și partea aceasta, da, de cinematografie. Cu cinematografia ce o se întâmplă? Mai avem. Ați văzut că avem deja un proiect. Republica, care toți în buricul târgului și care și clădirea arată că ți-e și frică să treci, da, acolo. Avem proiecte destul de clare. Cel mai avansat este proiectul cinematografului din Dacia. Este deja proiectul avizat. Am avut o comisie tehnică de execuție, un CTE la acel cinematograf, cu toate îmbunătățirile, cu valori, cât va costa, cum va fi făcut, sigur, se mărește partea de scenă, sunt mai multe elemente care îl transformă din cinematograf într-o sală de spectacole. Deci va fi și cinematograf, dar va fi și o sală de, da, de teatru. Bun, asta în centru. Dar încă o dată în cartiere, ce facem? Ne sufocăm? Aici discutam acum de cinematograful Dacia. Vom vedea Dacia, în fiecare, da, cartier are ce vom... Câte Daci are? Are Iașu, dar 10 din păcate are. Primăria nu prea are teren în aceste cartiere. Cu greu am găsit, de și exemplu, care în Bucium, o bucățică de teren să facem un parc și un loc de joacă pentru copii în zona plopilor fără soți, cu toate că era o cerere majoră în acest sens. Deci nu a fost gândit. Noi avem o particularitate la Iași total diferită, nu știu, față de orașele din vestul țării. Clujul, Oradea, nu au fost distruse în centru și nu s-au construit în centru blocuri cum avem noi, astfel încât dânsii acum pot să-și extindă zona pietonală, la fel cum s-a întâmplat în orașele vestice. Noi, din păcate, avem aceste blocuri în centru care nu ne permit aceste lucruri. De asemenea, Iașul nu a fost construit cumva pe urmele unei cetăți, în sensul în care nu avem o circulație, aș putea zice, perimetrală, circulară. Adică deci să putem un inel, cum sunt aproape toate orașele din vestul Europei, orașele respective având un inel în jurul centrului și tot centrul putând să rămână zonă pietonală fără clădiri noi, fără, deci cu clădiri de... Că toate străzi așa, că de exact, la Palat, exact, de exemplu, spre Piața Unirii. Nu este așa de simplu să ne dorim să arate orașul ca în vest, dar noi să avem blocuri pe strada principală ca în comunism. Dar oricum... Nu avem nicio soluție cu blocurile, nu pot fi oameni. Nu, dar probabil la un moment dat o să încercăm să impunem. Există o legislație locală în acest sens, dar probabil va trebui această legislație să devină imperativă, în sensul în care aceste blocuri vor trebui să arate într-un anumit fel. Gândiți-vă la blocurile din centru, dacă vor avea, corect, nu știu, o perdea de sticlă și ne vor uităm, apărea deodată. Mă uit, de exemplu, de multe ori când suntem în Piața Unirii. Nu, ne place Piața Uniria noastră. Chiar dacă sunt refăcute acele blocuri, tot urât arată. E o corcitură, adică ai pe de altă parte Hotel Traian, ai statuie. Vedeți, alte orașe nu au și un exemplu în acest sens. Te uiți în stânga, în dreapta, un bloc înalt, un hotel, blocuri și mici. Culmea, până și vecinii noștri și-au păstrat aceste particularități. Dacă mergem la Cernăuți, de exemplu, nu există nicio clădire nouă în centrul orașului. Deci toate clădirile sunt la sfârșitul secolului până 19, și la Palat, începutul secolului 20. Am făcut măgăoaia de prefectură, care nu știu ce se va... Ar trebui făcut ceva și clădirea aia, care n-are nici arhitectură, nici logică, ocupă un spațiu foarte mare. E doar pe... Cât? Un nivel? Orizontal. Un nivel are, da. Două sau două cât are, adică... Da, în fine. Bun. Cred că mai aveam foarte multe de discutat, dar vom avea tot timpul din lume în săptămânile, lunile următoare. Domnule Botez, mulțumesc pentru prezența în emisiune. Mulțumesc și noastră pentru atenție. Sunt Florin Ghețo. Seara bună!